Noi toți trebuie să ne reîntoarcem acasă. Ce se întâmplă pe aici e foarte important pentru o veșnicie întreagă. Din cauza asta, probabil și ortodoxia noastră e puțin mai dură, dar asta pentru că mulți dintre noi nu înțelegem lucrul ăsta, că ei prețuiesc nu neapărat viața asta de aici, o prețuiesc și pe aceasta, dar mai ales veșnicia. Și atunci e important că fiecare dintre noi să încerce să dezvolte lăuntric, să se dezvolte personal, să se dezvolte spiritual, să se înțeleagă cât mai bine pe el însuși, ca să ajungem, de fapt, ce spuneau și egiptenii acum câteva mii de ani, simplu, cunoaște-te pe tine însuți și vei descoperi întreg universul. Nu? E simplu. Toți suntem, de fapt, în aceeași poveste, care probabil că se rescrie, toți repetăm aceleași păcate ale străbunilor noștri, ale părinților noștri, ale neamului nostru, ale spiței în care noi, la un moment dat, probabil că ADN-ul nostru se răsfrânge și așa mai departe. Se rupe și se împarte și de aici ne împărțim pe neamuri fiecare. Și fiecare neam e cu păcatul lui și fiecare neam cu tendințele lui spre păcat și așa mai departe. Și e important să încercăm să ne regăsim, să ne păstrăm identitatea și ca oameni, mai întâi ca oameni și mai apoi după aia ca români. E important să apreciem ceea ce avem aici, că români nu înseamnă ăla care ne conduce țara neapărat sau ăla sau ăla sau ăla. E o identitate culturală, patrimonială, istorică, spirituală, oricum am luat. E o identitate la care tot timpul trebuie să ne ancorăm. Când mergem la munte, mergem la noi acasă și e casa tuturor și atunci ca oamenii trebuie să ne respectăm casa și curtea, nu? A noastră. Chit că unul are un business și are un motel acolo, îi respecti, că n-ai cum să nu-i respecti, nu? Afacerea. Eu respect, dar curtea, muntele, marea, totul e al nostru, al tuturor. Identitatea asta trebuie să ne recăpătăm. Cu toții. Și ca mai apoi să ni se facă dor de tata. Că de-aia s-a probabil a venit și s-a restaurat cumva relația asta. Omul a căutat haotic, disperat, crezând că Dumnezeu e universul, că Dumnezeu e planta, că Dumnezeu e aia, că Dumnezeu e aia, până s-a revelat. Important e să refacem dialogul. Ne ajută multe lucruri, dar cel mai important e dialogul lăuntric cu Părintele nostru. De-aia și rugăciunea nu e Tatăl meu sau Tatăl tău, e Tatăl nostru care ne ești în ceruri. Da. Așa că ne urăm și ne urez tuturor la mult dor de Tata. Că zicea foarte frumos la un moment dat un Sfânt Părinte într-o carte frumoasă în Pelerinul Rus, o chestiune interesantă, când s-a dus să spovedească, în îndreptarea de spovedanie scrie: eu nu-L iubesc pe Dumnezeu, eu sunt împotriva lui Dumnezeu și așa mai departe. Și vreau cum să scrie așa ceva, cum să mărturisesc așa când eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și atunci i-a spus duhovnicul. Deci m-am gândit că la relația dintre un bărbat și o femeie, atunci când doi oameni se iubesc, își rup sufletul de dor. De-abia așteaptă să se revadă unul cu celălalt. Își vorbesc tot timpul în tăcere și tot timpul plâng unul după dorul altuia. Și spune, dacă eu nu simt acest lucru față de Dumnezeu, apoi cum pot să spun eu că îl iubesc? Și cu siguranță că iubirea așa se manifestă pentru toți, pentru bunici, pentru părinți, pentru copii, pentru iubiții noștri, pentru toți. Trebuie să recâștigăm, probabil, dialogul cu Tata. Să ni se facă dor din nou. Eu vă invit, nu vă mai las, că va vorbi mult mai bine maestrul, vă invit la o scrijelitură, să zicem așa, pe carte, cu drag. Lectură plăcută!